locul 3 un penibilist acestei săptămâni și-a de confortabil Marius Grierosu. Marius a lucrat mai de demult la SRI și mai recent la serviciul de interceptări din cadrul poliției Iași. În timpul liber, el lucra altceva. Racola minore și le forța să se prostitueze. Deci penibil. penibil. Penibil că a fost prins. Teoretic, activând în domeniu, ar fi trebuit să știe cum să facă să nu fie prins. Deci la asta e în ești tântălău. Asta e ca și cum unui pompier i-ar lua focasa. Nu, e ca și cum jurații de la Monster Chef ar lăsa mâncarea să se ardă. Știu, știu, știu. Este ca și cum ai fi un avocat prestigios, gen Adrian Stase și tu ai face pușcărie, dar... A, ah, stai. E ca și cum Ponta și-ar fi scris singur lucrarea, mă. E ca și cum pe Alex Velea l-ar jefui conector. E ca și cum Florin Salam ar vinde droguri ca să-și cumpere salam. Pe locul doi impenibilistă în se înghesuie ca într-oală, două bucătărese de la cantina Colegiului Pedagogic Constantin Brătescu. Este vorba de două tanti bucătărese care au infectat mai mulți elevi cu stafilococ auriu. Nu, nu stafilofloc. Și e penibil. E penibil că învață prost pe copii cu stafilococ aurii. Ce? Stafilococii neauri, mai modești, nu sunt la fel de buni. Stafilococii de bronz, carton, hârtie, lemn sau ceva material mai ieftin. Trebuie să fie auriu, stafilococul, stafilococul, stafilococul Nelson Mondialu, că e plin de aur. Ce? Ai un stafilofloc. No hot ash. Aurul, aur, a fost dintotdeauna un metal nobil. Uh, consecință că intoxicarea cu stafilococ auriu este percepție generală ca fiind o intoxicare elitistă și arogantă. No. adică nu e voie ca să se obișnuiască copiii cu asta fel de discriminare pe bază de clase sociale. Nu. No. Erted? Căsii. Locul întâi impenibil este ocupat de domnul George Mărgărit, procuror din cadrul Dicot. Barbă de un cot care a pierdut banii de flagrant ai instituției la pocă și nu orice sumă. ci în final s-a ajuns la 100.000 euro. Excelent, penibil, dar totuși, excelent! Îns traficanții de droguri, dar ar fi pierdut banii de flagrant la poker. Un procuror de la crimă organizată Buzău este cercetat că ar fi pariat 100.000 de, de euro la jocuri de noroc. O parte din banii luase de la serviciu pentru a demasca o rețea de traficanți de hașiș, restul din alte anchete. Isprava a fost descoperită abia acum o lună când procurorul ar fi uitat să mai dea banii înapoi. Cei de la DICOT Buzău au rămas cu Buzăul umflat și dita mai pagubă pe deasupra, pentru că săracului procuror nu i-a ieșit ca cealmaua. Vă puteți imagina așa ceva? Noi da. Bă, 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 dar chiar toate goangele astea cu funcții în alte au vicii de astea de cocalarmă, mă, astea zvicii, Grierosul ăla cu minore, mărgărită cu poker. Bă, unde sunt bărbații de altă dată? De ce nu aud măcar odată ceva de genul Adrian Năstase a cumpărat din bani publici 10 tone de papiotă pentru că nu se putea abține să nu coase la goblen? Pana mea,